Istanbulul de astăzi, bătrâna cetate a Constantinopolului de altădată. Orașul împăratului Constantin cel Mare sau Noua Romă, așa cum l-a numit însuși împăratul când l-a transformat în capitală a Imperiului Roman de Răsărit la 11 mai anul 330. Orașul vechi, capitală a Imperiului Bizantin pentru mai bine de un mileniu, se află pe malul strâmtorii Bosfor, care separă Europa de Asia și Marea Neagră de Marea Marmara. Jefuit în anul 1204, în timpul celei de-a patra cruciade, și apoi recapturat de forțele Imperiului Nicean, conduse de Mihail al VIII-lea Paleologul, în anul 1261, Constantinopolul a rezistat până în 29 mai 1453, când sultanul Mehmed al II-lea l-a cucerit după un asediu de 2 luni. Otomanii și-au numit capitala în diferite feluri, inclusiv Constantinopol. Numele de Istanbul a devenit oficial pentru orașul de pe Bosfor abia în anul 1930, la 7 ani după fondarea Republicii Turcia. În bătrâna cetate a lui Constantin cel Mare, având la picioare apele Bosforului și nu departe Marea Neagră, Marea Marmara, dar mai ales înconjurată fiind de Marea de Credincioși Musulmani, se află o arcă, de data aceasta nu a Biblicului Noe, ci a Ortodoxiei, Sfânta Patriarhie Ecumenică de Constantinopol. Așa cum atestă inscripția de pe fațada edificiului, deasupra intrării principale, biserica a fost restaurată în anul 1614 de către Patriarhul Timotei al II-lea. Mai târziu, în anul 1720, biserica a fost reconstruită în întregime de către Ieremia al III-lea, așa cum menționează o altă inscripție a bisericii. La această reconstrucție, edificiului i s-a mai adăugat și o cupolă, care la scurt timp a fost însă distrusă. În anul 1836, biserica a fost reparată din nou în forma actuală, în timpul păstoririi Patriarhului Grigorie al IV-lea.